închinăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta în aceste momente și vrem din toată inima să binecuvântăm numele Tău. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru toată purtarea Ta de grijă. Și în această dimineață spunem, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Amin. Și nu uita nici una din binefacerile Lui. Amin. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că de atâtea ori, cu atâta gingășie Te apropii de noi și reverși binecuvântările Tale peste viața noastră. Doamne, din toată inima Te rugăm, fă ca în fiecare dintre noi să fie recunoștință și mulțumire. Și am vrea, Doamne, ca toată bunătatea pe care o arăți față de noi să nască în inimile noastre dragoste pentru Tine și pentru cei din jurul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că ai binecuvântat și casele noastre. Îți mulțumim, Doamne, că îți arăți bunătatea față de familiile noastre. Slăvit și glorificat să fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, și pentru biserica Ta. Îți mulțumim pentru sărbătoarea din poporul Tău. Te rugăm, Doamne, binecuvintează și dimineața aceasta. Amin. Îți mulțumim pentru familia Oros, care în această dimineață este în casa Ta la altar cu Filip. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi. Amin. Îți mulțumim că i-ai binecuvântat cu acest copilaj. Doamne, Te rugăm, binecuvintează întreaga lor familie. Amin. Și, Doamne, Te rugăm în dimineața aceasta, învață-ne să mergem pe calea Ta. Te rugăm, Doamne, să ne descoperi voia Ta pentru familiile noastre. Și, Doamne, îți mulțumim că alături de bucurii ai rânduit să trecem și prin încercări. Doamne, în încercările noastre, ajută-ne să ne lipim tare de Tine. Și, Doamne, ajută-ne să ne punem toată încrederea în Tine. Te rugăm, Doamne, și pentru sora Angela, binecuvintează-o, Doamne. Ajută-o să rămână tare în omul din lăuntru. Și să crească tot mai mult în asemănare cu Tine și în această încercare. Îți mulțumim, Doamne, că toate lucrurile le îngăduim în viața noastră cu un scop. De aceea ajută-ne, Doamne, să înțelegem care este voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Fie numele Tău binecuvântat, glorificat și înălțat în mijlocul nostru, de acum și până în veci. Amin. 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 Ocupăm loc. Să-L poți primi din bine, mână Tău, fără sfârșit.
a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu, ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Așa. Astăzi îți aducem pruncul pentru a binecuvânta. Te rugăm, Doamne Mare, ia-l sub stăpânirea ta. Fața ta să lumineze peste el în orice zi. Crește-l, Doamne, pentru tine, pe brațul tău să-l ții. Doamne, dă-i înțelepciune și ajută ca să crească. Mare când va fi o Doamne, pe tine să te preamărească. Binecuvânte, părinții, fii cu ei la orice pas. Ține-i sănătoși, Doamne, niciodată să nu-i lași. Slavă ție, Doamne Mare, fiindcă ești viu și sfânt. N-ai lungă semănare, nici în cer, nici pe pământ. Amin. Amin.
Părinte al veșniciei, plin de milă și îndurare, azi venim cu Filip, Doamne, să-i dai binecuvântare. Mâna ta de Dumnezeu, te rugăm să o întinzi spre el, să-i dai sănătate în trup și să-l faci copilul tău. L-ai trimis ca pe un dar, sfântă binecuvântare. Te rugăm prin harul tău, ajută-l să crească mare. Dă-i înțelepciune, Tată, pune în pieptul lui iubire, în grădina ta să crească până la a ta venire. Și acum te mai rugăm să revești belșug de pâine peste casa în care crește pentru azi și pentru mâine. Iar pe-a lui părinți o tată, eu te rog să-i ogrotești, să le dai în suflet pace, să înțeleagă că iubești. Tatălui să-i dai putere, sănătate să muncească, iar mămica în orice vreme să se roage, să-l iubească. Doamne, te rugăm fierbinte, în iubirea ta cea mare, pe Filip să-l iei în brațe, să-i dai binecuvântare. Amin. În înălțimea slavei sale, Dumnezeul veșniciei, să-ți învăluie ființa în lumina bucuriei și să o faci la tot oriunde spre o viață mai divină, că nu slujbă mai înaltă decât să pași lumină. Viață fericită de la Dumnezeu, cu frumoase roade și izbină greu, ca tot ce lumină tu să poți pe zi, îți doresc din suflet în această zi. Amin.
cred că aș putea cânta cu prii cu brio la bas. De aceea am o provocare pentru frații dirijori, dacă mă pot primi și pe mine la cor la bas. Și cum spunea și fratele Viorel, câteva zile am contactat o oroceală și vocea mă dezavantajează și special gâtul mă deranjează foarte mult. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în dimineața aceasta pot să fiu împreună la închinare cu dumneavoastră și putem să avem parte de această părtășie, prezența lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt împreună cu soția mea, cu Sidonia și ne bucurăm așa de mult pentru că suntem parte la această sărbătoare specială și la această zi istorică pentru Dani și pentru Claudia. E o zi istorică pentru că și-au adus primul născut înainte lui Dumnezeu la binecuvântare. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i dea binecuvântarea cerească lui Filip. Amin. De asemenea, bucurăm pentru că suntem la această sărbătoare alături de familia Paulescu și alături de familia Oros. Suntem onorați pentru că suntem împreună și putem să avem această bucurie împreună. Dumnezeu să binecuvinteze familiile acestea, bunicii, strămica, pe sora Sena de la Sântana și de asemenea primiți multe salutări sfinte din partea Bisericii Baptiste de Bethesda din Sântana, județul Arad. Harul, pacea și îndurarea lui Dumnezeu să vă fie înmulțite. Amin. În această dimineață aș vrea să citesc un singur verset din Scriptură care se găsește în Proverbe, capitolul 22. Versetul 6, unde Solomon spune pe următor: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este un verset foarte simplu, în care foarte mulți dintre noi cunoaștem, dar un verset care de foarte multe ori se aplică așa de greu în viața familiilor și în viața părinților, în special. Deci, în dimineața aceasta, doar câteva cuvinte, vreau să privim la câteva principii care cred că au menirea să ne ajute și să înțelegem ce înseamnă să învățăm de copiii noștri calea lui Dumnezeu, calea care trebuie să urmeze. Pot să recunosc în dimineața aceasta faptul că sunt un soț, dar sunt imperfect. Pot să recunosc că sunt un tată și sunt, de asemenea, imperfect. Pot să recunosc că sunt un copil al lui Dumnezeu și sunt, de asemenea, tot imperfect. În această dimineață pot să recunosc faptul că am vulnerabilități, am slăbiciuni și nu cred că este o noutate, pentru că, la fel, fiecare dintre dumneavoastră puteți recunoaște asta. Dimineața aceasta, tocmai pentru că suntem imperfecți, Dumnezeu vrea să ne învețe. Și nu numai atât, dar prin noi Dumnezeu vrea să învețe pe copiii noștri. Aceste daruri atât de prețioase, de valoroase, aceste diamante pe care Dumnezeu le-a pus în casa noastră, le-a pus în mâinile noastre, ca noi să le dăm șlefuire și apoi să le putem da o strălucire glorioasă. Noi să lucrăm în echipul lui Hristos. Asta e responsabilitatea noastră. Și dimineața aceasta, primul lucru pe care vreau să subliniez faptul că Dumnezeu dorește ca noi, ca și părinți, să-i putem învăța pe copiii noștri să iubească cu adevărat. Dumnezeu, când ne-a creat pe fiecare dintre noi, ne-a creat cu această capacitate de a iubi, nu de a urâi. Dar aș vrea să învățăm în dimineața aceasta că e important ca fiecare dintre noi să înțelegem, și în mod special copiii noștri, ei sunt chemați și toți suntem chemați să îl iubim mai întâi pe Dădătorul, care este Dumnezeu. Și apoi să iubim darul. Și asta trebuie să învețe copiii noștri. Să se uite la noi și să vadă că, de fapt, noi iubim Dădătorul mai presus decât darul. Că iubim pe Dumnezeu. Cel care ne-a dăruit pe copiii noștri, care sunt niște daruri pentru noi. Copiii sunt chemați să privească la viața părinților și să vadă dragoste. Pentru că
Dragoste este cea care acoperă totul, este cea care crede totul, nădăjdește totul și de ce nu? Dragoste este cea care și suferă totul. Asta este dragostea care Dumnezeu pune în inimile copiilor săi, minunile credincioșilor. De aceea, aș vrea să reținem acest prim adevăr. Să învățăm pe copiii noștri să iubească. Dar înainte de toate să îl iubească pe Dumnezeu și să vadă asta în viața noastră, ca și părinți. Știți, mă gândeam la faptul că noi, ca și părinți, putem să-i facem pe copii, să-i învățăm pe copii să iubească și să devină niște îngeri. Sau, pe de altă parte, avem alternativa să învățăm să urască. De unde învață copiii să urască? Unde văd ei ură? Unde învață ură? Unde învață și văd mânia? Unde văd și învață resentimentele? Oare nu în casele lor, în viața propriilor lor părinți? Cea de-a doua alternativă este foarte simplă. Alternativa ca fiecare copil din familia noastră să urască. Ori iubesc, ori urăsc. Și în momentul în care un copil și un om începe să urască, din păcate, devine un monstru. Așadar, ca și părinți, putem învăța și putem determina copiii noștri să devină niște îngeri care să iubească sau niște monștri care să urască. Viața și destinul lor e în mâna noastră ca și părinți. Așadar, haideți să nu uităm acest adevăr. Să învățăm să iubească. Apoi, un al doilea adevăr. Că e important să reținem că Dumnezeu ne cheamă să semănăm în inimile și în mintea copiilor noștri cuvântul lui Dumnezeu. Dar știu că nu este absolut nicio noutate sub soare ceea ce spun acum. Întrebarea mea este, dacă ne uităm la noi, cât de mult investim în propria viață a copiilor noștri, cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult îl semănăm, cât de mult transpirăm în a implementa principiile lui Dumnezeu, adevărurile lui Dumnezeu, sfaturile sănătoase ale lui Dumnezeu? Da, sacrificăm mult pentru ei, transpirăm mult pentru ei, jertfim mult pentru ei. Dar, din păcate, parcă din ce în ce mai mult renunțăm în a semăna cuvântul lui Dumnezeu în viețile copiilor noștri. Vedeți, sunt foarte multe cazuri și nu puține, când copiii, când ajung la vârsta adolescenței, la vârsta maturității, mulți dintre ei au crescut în biserică și s-ar prea putea ca unii dintre ei să se depărteze de cale, nu? Cred că ați avut experiențe, probabil și aici în biserică. Copiii care au crescut în biserică s-au depărtat de cale. Dar un lucru este sigur, pentru că îl spune cuvântul lui Dumnezeu, și anume, cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce înapoi fără tot. Și apoi, exact ceea ce am citit, Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, ne spune faptul că părinții au responsabilitatea să-l învețe pe copii calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. De ce? Pentru că în mintea și în inima copilului au fost semănate acele adevăruri biblice care vor urmări toată viața pe acel copil. Și chiar dacă în viața lui vine o perioadă de răzvrătire, vine o perioadă în care vrea să plece, ceea ce a fost semănat, mai devreme sau mai târziu, îl va urmări. Și îl va determina să se gândească din nou să vină acasă. Spunea cineva un adevăr. Măcar vor ști la ce să se întoarcă atunci când vor da de roșcume. Luca 15, pilda fiului risipitor. Un al treilea adevăr pe care aș vrea să îl învățăm în dimineața aceasta. S-ar putea să sune puțin ciudat ceea ce spun acum. Nu vorbiți de rău biserica în fața copiilor.
sunteți atenți, nu? Nu vorbiți de rău biserica în fața copilor. Cum ca și oameni avem așteptări, avem pretenții din una biserică și multe lucruri care le vedem în biserică nu ne prea convin, nu ne prea plac. E normal. Biserica nu e desăvârșită. Chiar și biserica e imperfectă. Pentru că e alcătuită și formată din oameni imperfecți. Ca și mine și ca și tine. Numai că de foarte multe ori, stând în biserică, acumulez frustrări și nemulțumiri. Și apoi, cu toate aceste frustrări și nemulțumiri care le acumulez de-a lungul timpului, am întrebare, unde e locul cel mai potrivit și cel mai propice să-ți dai drumul? Unde? Nu acasă, nu în familie. Dar întrebarea mea este, cine sunt acasă? Oare nu sunt copiii tăi și copiii mei? Și dacă copiii noștri, dragii mei, aud și văd o stare de nemulțumire și de frustrare, un duc de mânie și de critică pe biserică și pe ceea ce se întâmplă acolo, pe fratele sau sora cutare, pe persoana cutare că a spus nu știu ce, s-au făcut nu știu ce, și toate astea nu facem altceva decât le aduce